vorbește în programul de guvernare despre o campanie de informare credibilă. O campanie de informare am avut și până acum, însă lucrurile nu au funcționat așa cum poate ne-am fi dorit. Ce se urmărește de acum încolo prin această campanie de informare credibilă? Această formulare este o propunere pe care am scris-o chiar eu, a acceptat-o și domnul profesor Rafila și colegii mei și nu a fost, n-a avut intenția în mod evident să aducă sau să lase de înțeles că până acum campania de informare n-ar fi fost credibilă. Dar cu siguranță poate trebuie un pic schimbat paradigma. Și dincolo de oamenii politici sau chiar de oamenii politici cu background și credibilitate medicală, cum au fost o parte dintre cei care au încercat să comunice din forțe proprii, cum am făcut-o și eu, cum a făcut-o doctorul Rafila, cum a făcut-o profesorul Străinu Cercel, cum a făcut-o doctorul Tătaru și alții, sau, mă rog, partea unui program guvernamental, cum a făcut-o premierul Florin Câțu, cum au făcut-o alții oficial guvernamental. Deci, dincolo de aceste eforturi pe care trebuie să le facem din zona politică sau din zona medicală-politică, poate vor trebui găsite anumite figuri, anumiți oameni, mai mult sau mai puțin cunoscuți, nu neapărat vedete showbiz, poate chiar oameni obișnuiți, oameni care să-și spună propriile experiențe, medici, asistente medicale care au avut impact pe rețelele sociale. Știți bine că au fost mesaje emoționante de oameni care au muncit zile întregi, zile și nopți, care au ieșit epuizați și care apoi și-au exprimat și-au împărtășit strigătul de durere și de disperare că oamenii nu înțeleg să se vaccineze și își pun viața în pericol. Asist acești medici, asistente, infirmiere la tragedii incredibile, oameni tineri care n-apucă să-și a rămas bun de la cei dragi, familii întregi care își pierd viața la diferență de ore sau de zile. Toate aceste lucruri, poate într-un plan mai închegat, mai bine organizat, cu o mai bună comunicare cu media națională, fie ea clasică, televiziune sau online, cum este site-ul nostru și alte site-uri, ar putea avea un impact mult mai puternic. Și aici noul guvern, din experiențele trecute, cunoscând însă tenacitatea și hotărârea premierului Ciucă și faptul că acum totuși vorbim de un sprijin guvernamental și parlamentar mult mai consistent și deciziile care se vor lua vor fi mult mai ușor de implementat în Parlament, în teritoriu, în spațiu public, poate această nouă abordare va genera o mai mare încredere și un impuls mai puternic pentru vaccinare.